definiția cuvântului conștiință și când apar definițiile din Dex, care este scena pentru mine, cel puțin simetrică cu discuția cu soția lui despre Nicio. Da, și discuția despre cântec. Discuția despre cântec, vreau să ajung la scena asta. Cum ți-a venit ideea, Corneliu, să faci această scenă genialisimă? Scenă care este așa, el vine acasă, mănâncă, cadrul este, îl vede din laterală, prin ușă, el este la bucătărie, el stă la masă, mănâncă, în spatele lui este frigiderul, la un moment dat se întoarce, deschide frigiderul, ia ceva, un castravete, o murătură, ceva, și îl mănâncă și se aude o muzică, Mirabela Daur, o dată, de două ori. Și după aceea urmează o discuție pe care a evocat-o. Așa, spune-mi interpretarea acestei scene. De aia, cred că scenariul a avut trei variante și în fiecare variantă, nu cred că din, cred că în ultima variantă scena e așa cum e. La început era, în prima variantă era o melodie de Dalida care îmi plăcea mie foarte mult și eu de obicei ascult în buclă așa, dacă îmi place o melodie, deci soția sunt eu. Era un fel de a caracteriza o relație de familie, un anumit tip de rutină și într-o variantă, cred că chiar în ultima variantă, când am ajuns, de fapt când am construit și scena cu dicționarul și am mers să... M-a interesat foarte mult ce-i în spatele cuvintelor și cum le reprezentăm. Scena aia, de fapt, e primul moment în care filmul devine un film despre cuvinte. Dincolo de ce ai vrut tu să spui cu scena aceasta, cu cuvintele, nu știu ce, este specific național. Cum specific național este discuția detectivului, lui Cristi, polițistului, cu femeia vânzătoarea, despre care mi-ai spus că este neprofesionistă. Da, și secvența a apărut în perioada de pregătire a filmului. Mi s-a părut să am și partea astălaltă a urmăritor și la rândul lui urmări și el, sau tipul ăsta de suspiciune. Da. Extraordinar, de aceea, sau discuția cu colegul lui, polițist și el, care era superstițios și nu vrea să se întoarcă, toți se întâmplă. Seamănă cu noi toți. Nu suntem ăia, niciunul dintre noi, dar seamănă cu noi toți. Asta este o performanță remarcabilă, pentru că nu vezi în filme românești lucrul ăsta. Nu știu dacă vezi în alte filme, nu știu dacă se vede în romanele de astăzi, romanele românești despre situația de acum. Dar în filmele tale și în filmele lui Cristi Mungiu, văd asta. Sunt contribuții la marea dezbatere a specificului național. Cum suntem, de ce suntem, așa cum suntem. Cinema nu poate fi, dacă îl face aici, decât românesc. Imaginea nu poți păcăli și de aia nici nu cred în posibilitatea asta sau... de a face film, de ce nu facem filme ca americanii aici în România? N-ai cum. N-ai cum din cauza minții sau din cauza mijloacelor? Până, dacă vreți, până și din cauza luminii și din cauza densității aerului, n-ai cum. Până la tipologii, până la decoruri și date tehnice, până... Cinemaul e o artă, până la urmă, vizuală, care pentru un anumit tip de film nu ai cum să păcălești. Aș vrea să închidem discuția despre polițist adjectiv cu întrebarea care este semnificația scenei finale. Scena finală este o schemă. Schema unui apartament și a unui flagrant. În care sunt două lucruri asupra uneia mi-a atras tu atenția.
Altul m-a frapat pe mine. Deci se hotărăște să nu se țină seama de scrupulele lui. Ok, puși sau nu, intrăm peste ei. Deci va face pușcărie, nu, pentru asta. Dar o voce paternalistă spune ușor cu ei, băieți, că sunt copii. Dar și această chestie care, asupra căreia tu mi-ai atras atenția, că rigurosul ultimile cuvinte sunt și atenție la semne. Da. Din această perspectivă, atenție la semne, cum revezi tu tot filmul? Păi, sunt rapoartele, sunt definițiile cuvintelor și schema asta absurdă la final. Astea sunt nodurile și așa e construită partea asta. Și cum spuneam, filmul fiind în jurul semnului, semnul ca reprezentare. Dacă subiectul filmului este semnul și raportul nostru subiectul filmului este semnul, asta totuși nu privește arta ta mai degrabă decât conținutul filmului? Fiecare film este o viziune personală despre lume, nu? Și o viziune despre arta în care îl faci, despre cinema. Lucrurile astea, nu știu, sunt tot timpul când gândesc un film, când fac un film, se combină. Și pe de altă parte, filmul, mai ales în cheia pe care mi-am propus aici, de gen un film poliție, am ținut tot timpul cont de regulile genului. Care sunt filmele la care te raportezi polemic și cele la care te raportezi emulativ? Reconstituirea. Un film care îmi place foarte mult și un film cel mai bun film românesc după mine. Reconsiderea e preferat, dar îmi plac filmele domnului Pintilie. O vară de neuitat, Nichi și Flo, De ce trag clopotele. Există autori ca Mircea Daneliu, Alexandru Tatus, care îmi plac. Iar polemic. Există și o tradiție la care ne raportăm polemic. Da, și sunt filmele de propagandă care l-am văzut când eram copil. Și între cei cu care ești contemporan, aici intră, să zicem, tot ce s-a făcut după 89 în cinematografia românească. Unde te situezi alături și unde te situezi, sau nu alături, împreună și unde te situezi polemic? Nu, cred că mi-a plăcut foarte mult Marfa și Banii, Moartea Domnului Lăzărescu. Astea au devenit filme fanion. Da, filme cult. Da, sunt filme cult și filme... Și Marfa și Banii, un film care chiar a schimbat... 2001, asta e început, da, nu? Da, în 2001. A schimbat... Cu asta începe, Cristi Puiu, Marfa și Banii. Da, și erau propuneri coerente de cinema, o propunere estetică la care după aia, nu întâmplător, au aderat și ceilalți. Și s-au raportat toți. Deci e un moment crucial în istoria filmului românesc, Marfa și Banii. Da, da, e un moment... Cine Alex Leu Șervan definește ca înainte